Salutare! Videoul în 2D urmează, dar înainte de asta vrem să facem un mic promo pentru luni, 14 noiembrie 2022, când îl vom avea ca invitat pe Michael Humer, autorul cărții Problema autorității politice, ca invitat și vom avea o discuție cu el despre diverse probleme anarhocapitaliste. Uite, ca să intrăm direct în cea mai importantă distinție, cele două deviaționism. De care vorbește Rothbard aici. Inspirat de Marx și de literatura marxistă, spune că sunt două deviaționisme. Una e să respingi, hai să-l numim deviaționist de stânga. Deviaționismul de stânga merge doar pe ideal. Hai să luăm un comunist, care e deviaționist de stânga. Marx a fost un astfel de deviaționist de stânga. Vin la el sindicaliștii. Uite, putem îmbunătăți programul de lucru. Nu mă interesează. Mă interesează instaurarea comunismului, colectivizarea mijloacelor de producție și distribuția după nevoi. Deci îți respinge orice un sectarist, numește, un deviaționist de stânga. Deci merge strict pe ideal și respinge schimbările graduale. Cum arată un libertarian de stânga? Idealist, da, un libertarian de stânga. Vine ăștia la el, păi uite, am abolit, hai să abolim salariul minim, că e un context în care ar merge să facem chestia asta. Hai să dereglementăm cu tare chestii. Nu mă interesează. Mă treziți când trecem la anarhocapitalism. Nu mă interesează prostiile astea. Nu mă trezesc din partea într-un mod. Și ăsta ar fi un deviaționist de stânga. Ce face deviaționist de stânga? Merge pe ideal. Cealaltă eroare, cealaltă formă de deviaționism pentru orba ar fi deviaționismul de dreapta. Oportunismul de dreapta. Ce face oportunismul? Exact invers ca ala de stânga. Îți respinge idealul și merge exclusiv pe schimbări graduale. De exemplu, dacă e comunist, el promovează în public numai schimbări de-astea minore, reducerea programului de lucru, introducerea salariului minim, alocații pentru nu știu ce. Deci numai schimbări mici, graduale, fabiene. Nu cere colectivizarea mijlocelor de producție în public. Un libertarian care e deviaționist de dreapta. Și ăsta, nu știu, cred că a fost și cazul cel mai frecvent în mișcarea libertariană și nu doar la noi. Un gradualist. Domne, speriem lumea cu mesajul ăsta, prea radical. Hai să abolim statul, că asta spune Rothbard, la asta se reduce. Dacă vrem o societate liberă, o lume liberă, fără agresiune, înseamnă abolirea acestei instituții primitive care e statul. Speriem lumea cu mesajul ăsta, hai să mergem pe schimbări mici, gen, nu știu, reducem taxele cu 2%. Dereglementăm cu tare chestie care nu știu ce interzicea. Deci schimbări de astea mici, graduale. Încă o dată, deviaționismul de stânga respinge schimbările mici, graduale. Deviaționistul de dreapta respinge schimbările mari. Adică nu iese în public și zice hai să privatizăm statul. Dacă aveți vreo întrebare pentru Michael Humer, puteți să o lăsați în comentariile acestui video. Poate ajunge în emisiune.